Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare tuturor, bine v-am regăsit la al treilea episod din Out of the Box. Sunt alături de Laurent Balint, expert în marketing și omul care ne pune la încercare ideile despre societatea românească sau care ne aduce date noi despre ceea ce suntem. Mi-a plăcut concluzia ta de data trecută că... În fapt, soluțiile pe care le căutăm de an bun ca societate nu pot fi unice, individualizate, pentru că ele nu pot rezolva o complexitate de uh, probleme. Și astăzi, datorită acestui lucru, vom împinge lucrurile un pic uh, mai departe. Salutare, Boții! Salutare! Bine -ai venit! Vom vedea dacă putem folosi, din realitatea imediată, lucruri care să facă învățământul, cred că ăsta e termenul, să facă învățământul mai drag copiilor și mai interesant copiilor. Uh -huh. E o discuție pe care am vrut să o avem pe baza numeroaselor tale exemple ca de profesor, da? După cum știți din prezentarea pe care am făcut-o lui Loran Balint, el este și profesor asociat la mai multe universități din România și un om care și-a făcut studiile în străinătate, chiar și cele de după facultate. În cursurile tale de marketing folosești exemple care să te ajute la rezolvarea unor uh, situații. De ce n-am face asta și la școală? Da, practic vorbim despre exemple ancorate în realitatea din jur. Pornind de la o concluzie clară, foarte mulți dintre elevii studenții României se plâng că uh, ceea ce învață în școală, facultate, nu are aplicabilitate practică. Nu reușesc să facă legătura între teoria pe care o transmit profesorii și realitate. Iar recomandarea mea foarte puternică este să acceptăm realitatea din jur, chiar dacă câteodată ne doare. În foarte multe discuții cu profesori din România m-am lovit de următoarea reacție. Este o dezamăgire foarte mare față de nivelul elevilor și al studenților de zonele lor de interes. Sunt pasionați de becali, de vedete, de mașini, de fotbaliști, eu ce să fac, eu cum pot să mă descurc, eu am două ore de fizică pe săptămână, dar... Și ei au în cap numai FCSB. Exact. Dar știu că exemplul tău cu becali este unul dintre exemplele preferate. Da. Mi l-ai dat și mie în anumite situații, așadar care-i treaba cu becali și ora de fizică? El este, el este o realitate. Unde, oriunde orice media deschidem, ne lovim de domnul Becali și lucrurile pe care le facem special în fotbal. Recomandarea mea este să nu ne mai ferim de domnul Becali și să-l integrăm în ceea ce facem, să căutăm soluții deștepte în a-l integra și un exemplu este la ora de fizică, să ne imaginăm un scenariu în care profesoara intră în sala de clasă și întreabă pe copii copiii, ați văzut cea mai recentă mașină pe care a achiziționat domnul Gigi Becali? Mai bahu de 250.000 de euro. Wow, normal, vor începe, vor începe discuții, vor, mai ales băieții, probabil în prima fază vor da cu părerea și va urma o discuție scurtă despre noua mașină a domnului Becali. Continuarea poate să fie foarte natural. Ce credeți? că Poate noua mașină a domnului Becali să urce o trambulină pentru săriturile cu schiurile, știind că are o înclinație de 70 de grade și o lungime de 120 de metri? Și Iarăși ar genera o dezbatere, o discuție și o super oportunitate să introduci teoria planului înclinat. Practic să predai teoria planului înclinat cu pe, pe forța perpendiculară pe plan, cu unghiuri, cu forța de... de frecare, uh, într-un context care să intereseze pe elevi și să-i captiveze și să poată povesti după aceea în uh, fața blocului, în parc sau online unde uh, congregează. Dar este practic uh, uh, construirea pe o realitate existentă, o îmbrățișare a realității. Uh, concluzia va fi cu siguranță că nu poate mai bahul domnului Becali să urce o astfel de trampolină cu schiure, ba mai mult pot să o duce în faptul că nu poate urca nici până la cota 1400 în condiții de iarnă, pentru care tracțiune spate, uh, deși este o mașină foarte sofisticată și tot, uh, și că atunci mai bine poate ție o mașină mai normală, mai... Acum. Acum lor în sigur că putem pentru generațiile mult mai tinere decât noi să schimbăm exemplu, să renunțăm la mașina domnului Becali, acum a venit ideea, și să luăm mașina domnului Dorian Popa, care cred că este Iată. mult mai cunoscută pe TikTok și pe Instagram. Da, Oare mașinile domnului Dorian Popa pot purca o pârtie de deschis? Asta este fi. partea cea mai interesantă, că realitatea se întâmplă în fiecare zi și poți, dacă știi ce urmează să predai, poți să uiți un pic la realitate și să o uh, aduci în uh, ora de clasă. Uh, la un moment dat eram la micul dejun la Geneva cu clientul Procter Gamble detergent și uh, vine la mine unul dintre clienți și mă întreabă la masă, la micul dejun, cu uh, Financial Times în mână, cum ți se pare, în faptul că Starbucks și McDonald's discută acum ca... Uh, Starbucks se devine furnizor exclusiv de cafea în toate restaurantele McDonald's din toată lumea. A urmat o discuție foarte interesantă, foarte mișto, mi-am notat-o în carnețel, exercițiu pentru cursurile de marketing și exact așa este exercițiul pe care îl fac. Ești la micul dejun, vine clientul și te întreabă ce părere ai despre asta, ce-i răspunzi și o adusă în realitate. A fost un moment în care în știri era uh, tentativa de asasinat la adresa președintelui Boliviei în urmă cu câțiva ani când parte din comandoul care urma să-l asasineze era și un român. Și erau toate știrile, mamă, un român ucis în Bolivia, în timp ce se pregătea să-l ucidă pe președintele Boliviei. Super oportunitate să discuți despre relații internaționale, despre geografie, despre resursele pe care le are Bolivia și de ce cineva l-a omorât pe. Președintele Boliviei. Că asta ar trebui să fie una dintre întrebări. Poate adică fi Dispoția. o oră de geografie? Sau poate de fi o oră istorie. de geografie, poate fi de relații internaționale, poate fi o discuție între părinte și copil. Pentru că noi tot vorbim despre educație și despre învățământ, dar nu trebuie să ne bazăm exclusiv pe profesori. Am și vorbit într-unul dintre episoadele anterioare despre faptul că nu toți profesorii sunt super implicați și fac și extra mai mult pentru a. Conecta și a transmite informația, și atunci părinții pot să joace un rol. Părinții pot să uh, traducă în realitate ceea ce învață copilul la școală. Asta înseamnă, de fapt, și ăsta e tipul de exercițiu. Vă promiteam că la fiecare episod poate încercăm să vă dăm un tip de exercițiu pe care să-l faceți acasă. Vedem la televizor că armata ucrainei a scufundat uh, nava amiral a flotei Mării Negre a Rusiei. Ok, pe asta cum o pui în discuție? Sau este la o oră? super discuție cu copiii despre țările riverane Mării Negre. De ce despre țările că, riverane Mării pentru Negre? Pentru că am o cercetare care ne arată faptul că doar 3% dintre români Așa. știau să numească corect cele 5 țări care alături de România au ieșit la Marea Neagră. Deci, yes. hai, cum? Deci, doar 3%, 3, la doar 3 dintre români știu care sunt țările da. de la Marea Neagră? Da. Este o întrebare. N-aș form... vrea să-mi dai testul ăsta, pentru că sigur e o capcană pe undeva. Georgia da. este capcana la care da. au picat majoritatea oamenilor, deci n-aștept să fie capcana, da. este vecina Din... noastră, este dincolo de mare. Da. Deci, dacă noți. Marea Neagră, n ajunge neapărat în Turcia, să putea să ajungi în Georgia. Ok. Dar este vorba de o cercetare pe care am făcut-o prima dată în 2008 și am repetat-o în 2020. Cercetare cantitativă, eșantion reprezentativ, români pârsta peste 15 ani. În 2008, 4% au știut să numească corect țările care au ieșit de la Marea Neagră. În 2020, 3% e în, marge, e în marge. Practic a rămas neschimbat. Uh -huh. Deși între timp Rusia a ocupat Crimea, deși au fost nenumate lucruri în Marea Neagră, deși România se consideră, consideră zona Mării Negre de importanță strategică maximă, noi nu știm uh, să numim corect aceste țări. cum a fost întrebarea formulată ca să uh, am evitat riverane? În cui am foarte mulți români dacă întrebam riverane. spuneți-mi, vă rog, care sunt țările în afară de România care au ieșit la Marea Neagră. Adică e foarte simplă întrebarea e foarte simplă asta. Întrebarea. Dar asta, scuză-mă, zice ceva despre performanța învățământului din România sau tocmai despre această lipsă de aplicare a realității? Zice nu? despre ambele lucruri. Este iarăși și, nu este sau. Okay. Este și. Este performanță, este inadmisibil din punctul meu de vedere să avem un astfel de nivel de neînțelegere a lumii în care trăim. Vorbim despre Marea Neagră. Nu vorbim despre Marea Caspică. Nu vorbim despre Mediteranea. 4%, zic că Grecia are ieșire la Marea Neagră, Serbia ar avea ieșire la Marea Neagră, iar 3% Ungaria are ieșire la Marea nu Neagră. Cred. O, da. A, nu cred. Nu poți să-ți 3%, adică... <laughs> Eu râd, dar nu e râsul meu. Uh, oricum, pornind de la... Asta e realitatea. De trebuie să ne asumăm realitatea, nu trebuie să ne plângem de ea. De lucrurile acestea sunt, mergem, mergem, cu ele înainte. Dar înțelegând lucrul ăsta, trebuie să schimbăm ceva, adică chiar trebuie să schimbăm ceva. Și una dintre soluțiile la care putem apela este aducerea în realitate a informațiilor pe care le transmitem. Este foarte clar că la ora de geografie copiii au știut să răspundă care sunt țările care au ieșire la mare. N-am niciun dubiu. S-a terminat ora de geografie, ce facem? Am fost la o oră deschisă la băiatul meu la matematică și mi-a plăcut foarte mult profesorul de matematică i-a întrebat ce ați făcut la istorie. Am făcut despre Daci și Romani. Ei, când a avut prim, loc primul război dintre Daci și Romani? 101. Când a avut loc al doilea război? 104. Cât fac 101 plus 104? Și a făcut, a predat matematica, dar folosind un pic și istoria, forțându-i un pic să se gândească și la uh, alte materii. Nu este doar în ora respectivă, trebuie să știi, și s-a terminat ora, gata, am dat la o parte, am răspuns, am dat lucrarea de control, am mers mai departe. Deci sunt lucruri, sunt lucruri care se întâmplă în România, sunt Uh, uh, sunt optimist, sunt uh, multe uh, inițiative, multe proiecte care se materializează. Uh, ar fi fain să ia o scală națională și să ajungă la cât mai mulți oameni. Cred că era 105-106 războiul? Uh, da. Deci, n-am fost mă rog. dat atent. Da. da, da, da. Nu, dar spun, da. Uh, spun, uh, spun da. asta da. pentru că eu, probabil, am. Uh, Asta putea să greșesc eu, că vezi, nu mm -hmm. știu, acum 20 și ceva de ani dădeam admitere exact cu datele astea, parcă le aveam acolo. Dar e interesantă inițiativa. Uh, astăzi discuțiile despre educație. Uh, poate săptămânile următoare uh, ne pregătim, prieteni, să trecem și într-o altă zonă. Mai avem de discutat câteva lucruri, inclusiv pentru suporterii de sport. Să știți că pregătim o discuție despre Marea șansa lui Dinamo care a retrogradat. Și de ce este bine că Dinamo care a retrogradat? Are retrogradat? Care nu are stadion. Care nu are stadion, e, ok. Nu. Da. E încurcă care a retrogradat, dar este șansa că nu au stadion. Da, mulțumim tare mult și uh, vă dorim uh, spor la treabă. Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.